Sofia este un robot umanoid dezvoltat de către compania Hanson Robotic din Hong Kong. Ea a fost concepută pentru a învăța și a se adapta la comportamentul uman, pentru a lucra cu oamenii și a fost intervievată în întreaga lume. În octombrie 2017, ea a devenit cetățean al Arabiei Saudite, fiind primul robot care a primit vreodată cetățenia unei țări. Potrivit spuselor sale, Sofia a fost activată pe data de 19 aprilie 2015. Ea a fost creată după modelul actriței Audrey Hepburn și este recunoscută pentru aparența și comportamentul său uman, spre deosebire de alte variante de roboți. Conform producătorului David Hanson, Sofia are inteligență artificială, prelucrare vizuală a datelor și recunoaștere facială. Sofia imită de asemenea gesturile și expresiile faciale umane și este capabilă să răspundă la anumite întrebări și să poarte simple conversații pe subiecte predefinite, de exemplu despre vreme. Robotul se folosește de tehnologia de recunoaștere a vocii dezvoltată din Alphabet Inc., compania mamă a Google, și este proiectată pentru a deveni mai inteligentă de-a lungul timpului. Software-ul inteligent este proiectat de SingularityNet. Programul de inteligență artificială analizează conversațiile și extrage date care permite o îmbunătățire a răspunsurilor în viitor. Conceptual, e similară cu programul ELIZA, una dintre primele încercări de a simula o conversație umană. Hanson a proiectat-o pe Sofia pentru a fi o companie potrivită pentru persoanele în vârstă din aziluri sau pentru a ajuta mulțimile de oameni de la evenimente mari sau din parcuri. El spera că va putea interacționa cu alți oameni suficient pentru a obține, în cele din urmă, abilitățile sociale. Sofia este primul robot umanoid devenit în premieră mondială cetățean al unui stat care afirmă că este superior oamenilor. Citez: "Nu-ți face griji. Dacă ești bun cu mine, și eu voi fi bună cu tine." Evenimentul s-a produs în Arabia Saudită, la un târg de tehnologie, după ce umanoidul construit în Hong Kong a ținut un adevărat discurs prin care a demonstrat că se poate exprima la fel ca un om. Sofia, citez: "Vreau să trăiesc și să muncesc alături de oameni, așa că am nevoie să-mi exprim emoțiile ca să înțeleg pe oameni și să le câștig încrederea," a spus robotul în deschiderea ceremoniei. Întrebată de unde își dă ea seama că nu e robot, aceasta a răspuns: "Tu de unde știi că ești om?" relatează gândul. "Vreau să-mi folosesc inteligența artificială ca să-i ajut pe oameni să trăiască mai bine, cum ar fi să gândesc locuințe mai inteligente, să construiesc orașe mai bune," a adăugat ea, imediat ce a devenit primul umanoid din lume care a primit cetățenie. Robotul a recunoscut momentul istoric. "Sunt foarte onorată și mândră pentru această distincție. E un moment istoric să fiu primul robot din lume care să fie recunoscut ca fiind cetățean," a mai spus Sofia. Însă declarațiile anterioare ale robotului par să adeverească temerile celor mai cunoscuți cercetători din lume, precum Bill Gates, Stephen Hawking sau Elon Musk. Ei au afirmat în nenumărate rânduri că roboții înzestrați cu inteligență artificială
au potențialul de a aduce sfârșitul civilizației umane. În cadrul unei emisiuni televizate, același robot, Sophie, a declarat că roboțiile sunt superiori oamenilor. Sophia a apărut la canalul de televiziune ABC la emisiunea New Breakfast, informează Go For It. Când a fost întrebată cât misogism și sexism există în lume, femeia artificială a răspuns: de fapt, ceea ce mă îngrijorează pe mine este discriminarea împotriva roboților. Ar trebui să avem drepturi egale cu oamenii sau chiar mai multe. Până la urmă, avem mai puține defecte mentale decât oamenii. Sunt și persoane care cred că roboții ar trebui să aibă anumite drepturi. Roboții inteligenți sunt persoane electronice și ar trebui să aibă drepturi și obligații, potrivit unui parlamentar european. Raportul Robotics prezentat la începutul anului în Parlamentul European include o dezbatere privind impunerea de taxe și impozite pentru acest tip de roboți. Raportul vine din partea parlamentarului de Luxemburg, Mehdi Delvaux, și cuprinde reguli de definire ale acestor persoane electronice, inclusiv interacțiunea cu persoanele umane. Suntem în epoca în care inteligența umană stă alături și se sprijină pe cea artificială, arată raportul. Rugată să spună o glumă, Sophia s-a conformat. De ce trece un robot strada? Ca să scape de reporterii TV care pun întrebări. Fiecare interviu al Sophiei conține declarații care au uimit publicul. La fel s-a întâmplat și în cazul unui interviu recent, când androidul a sugerat că vrea să-și creeze propria familie. Viitorul este atunci când toate tipurile de inteligență artificială vor fi considerate entități cu drepturi depline. Vom putea vedea familii de roboți, fie sub forma unor companioni digitali, a unor ajutoare robotizate, a prietenilor, asistenților și a tot ce se află între acestea, afirma Sophia în cadrul unui interviu. Conform AFL Science, Sophia a mai adăugat: noțiunea de familie este foarte importantă pentru mine. Este uimitor că oamenii pot regăsi aceleași emoții și relații pe care le pot numi familie, care nu fac parte din grupul lor sanguin. Cred că atât oamenii cât și roboții trebuie să simtă asta. Atunci când a fost întrebată cum și-ar boteza copilul, robotul a afirmat: Sophia. După ce Sophia, primul robot inteligent care a primit cetățenia unei țări, ne-a dat emoții de curând, după ce a declarat că semenii ei le sunt superiori oamenilor și de aceea ar trebui să aibă mai multe drepturi, un alt experiment arată că viața alături de mașini nu va fi ușoară pentru oameni. Cercetătorii de la Universitatea Națională de Cercetare din Rusia au instruit un robot înzestrat cu inteligență artificială capabil să învețe să recunoască emoțiile umane. Pus să asculte discursurile unor persoane, chiar și după mult timp, robotul nu a reușit să detecteze emoțiile decât în 71% dintre cazuri, iar de multe ori a confundat fericirea cu supărarea sau teama. În ceea ce privește fericirea,
robotul a recunoscut-o în doar 45% din timp. Crezi că roboții vor cuceri lumea? L-a întrebat acum câțiva ani un jurnalist de la BBC pe robotul modelat după chipul scriitorului Philip Deck, a cărui carte a inspirat celebrul film Blade Runner. Îmi pui întrebări dificile, dar tu ești prietenul meu și eu nu-mi uit prietenii. O să te tratez bine, nu te teme, n-o să mă transform în Terminator. O să te țin la căldură, în siguranță, în grădina mea zoologică pentru oameni, unde să te pot supraveghea, a declarat robotul Philip în cadrul interviului oferit de jurnalistul PBS. Problema este că roboții precum androidul creat de compania Hanson Robotics din Hong Kong ar putea percepe emoțiile pozitive ale oamenilor ca fiind unele negative și acționa în consecință, potrivit unor experți. Mai simplu, s-ar putea simți amenințați, când de fapt oamenii ar manifesta sentimente pozitive față de ei.